ziua copiii deosebiți. Vă invit la o lecție deosebită în spațiul virtual. Dacă țineți minte, la lecția precedentă am vorbit despre semnificația cifrelor magice. Lecția de astăzi urmează să fie deosebită pentru că stă sub însemnul cifrei 3. Ea poartă puterea cifrei 3. Așadar, vom porni la drum. Eu voi fi însoțitorul și sfătuitorul vostru. Sunt Viorica Oleinic, profesoară de limba și literatura română la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Chișinău. Azi n-am venit cu mâna goală. Am adus 3 obiecte. Oare care or fi acestea? Am adus un ghem, am adus un pieptene și am adus un urcior în care este ceva. Mi-ar plăcea ca voi spre sfârșitul lecției să știți ce legătură au cu basmul aceste obiecte și să-mi spuneți în ce constă semnificația ghemului, a pieptenelui și a urciorului. Așadar, vorbim astăzi despre cifre magice și ajutoare în basmul Prâslea cel Voinic și Merele de Aur. Eu zic să începem printr-o formulă inițială. Dar nu de basm, ci o formulă inițială de definiție, definiția basmului. Așadar, basmul este o narațiune populară în proză, de mare întindere cu multe personaje, care implică elemente fabuloase. Ne oprim la elemente fabuloase. Ai citit basmul Prâslea cel Voinic și Merele de Aur. Probabil că între timp ai citit și alte basme. Hai să vedem împreună care sunt aceste elemente fabuloase. În Prâslea cel Voinic și Merele de Aur, elementele sunt furul nevăzut, pe care nimeni nu-l poate prinde și care provoacă somnul voinicilor care îl așteaptă sub copac, îl pândesc sub copac. Cele două tărâmuri, prezența și existența celor trei zmei, buzduganul, care bate în poartă, bate în ușă, bate în masă și se așează în cui. Harapnicul sau biciul pe care îl folosește Prâslea pentru a transforma palatele în mere. Zgripsorul sau zgripsoroaica care îl poartă pe Prâslea pe tărâmul nostru. Și, nu în ultimul rând, merele de aur. Existența merelor de aur și merele de aur în care au fost transformate palatele. Dacă ai citit mai multe basme, poți să-ți faci o închipuire generală despre elementele fabuloase sau magice din basm. Acestea sunt de două feluri. Sunt ființe și sunt obiecte. Așadar, dintre ființe, identificăm zâinele, zmeii, zgripsorii, corbul. L-a ajutat pe Prâslea, dar îl ajută și pe alți eroi, de exemplu pe Aleodor. Calul, albina, peștele, furnica. Obiectele magice care sunt valorificate în basme. De obicei sunt năframa, peria, pieptenele, oglinda, harapnicul, căciula care îl face invizibilă pe erou. Eroul, de-a lungul drumului său, a menționat la lecția precedentă, trece prin încercări. Nu numai Prâslea trece prin încercări, dar și Harapalb, și Alistar Făt Frumos, și Busuioc Voinicul, și Ionică Făt Frumos, și Fiul Vânătorului, toți trec prin încercări și se descurcă datorită ajutoarelor. Toți au în ajutor pe câte cineva. De obicei, ajutoarele acestea vin eroului pentru o faptă bună pe care el a săvârșit-o. Ajutoarele acestea sunt și ele ființe și sunt obiecte magice. Ființele sunt asemenea omului și acestea sunt zânele, sfintele, ursitoarele, pusnicii. Sau am formulat lumea necuvântătoarelor, inspirată de titlul lui Emil Gârleanu, lumea necuvântătoarelor cuvântătoare, pentru că în basm toate ființele necuvântătoare au grai omenesc. Și calul, și albina, și furnica, și pasărea de oricare fel ar fi, și peștele. Iar obiectele magice sunt fluierul. Dacă cânți din fluier, apare calul năzdrăvan, oglinda. Dacă te uiți în oglindă, poți vedea pe cel care ți este drag sau pe cel de care ți este dor. Pieptenile o să vedem mai târziu. Ghemul, pana
sau solzul de pește. Unul dintre eroii basmului, și când zic erou, mă refer la personaj animalier, pentru că el contribuie la desfășurarea acțiunii, este calul. În ce constă fabulosul în privința calului? Calul vorbește și se sfătuiește cu eroul sau îi oferă sfaturi. Calul din basm de obicei mănâncă jăratic. Asta este semnul prin care eroul îl identifică pe cal. Sau cere lapte, o văz fiert în lapte pentru a se întrema, sau este dus în codru pentru 3 zile pentru a paște și a se întrema, pentru că până a pleca la drum, calul este o mărțoagă. Calului din basm deseori cresc aripi și el amintește de calul Pegas din mitologia greacă. Voinicul poate intra prin urechea stângă a calului și poate ieși prin urechea dreaptă și de câte ori trece prin pe această cale, iese fie mai voinic, fie odihnit, fie primenit de straie, fie cu alte arme. Și nu în ultimul rând, calul poate zbura, calul poate trece prin foc, prin apă și rămâne viu și viguros în continuare. Alte ajutoare. Albina. De obicei, albina îi dă eroului o aripă pe care dacă eroul o scutură sau o suflă, albina apare și îl ajută. Același lucru se întâmplă și cu furnica. Și furnica îi dă eroului aripă. Apropo, ți-aduce aminte care furnici au aripi? Peștele salvat de erou îi dă un solz spre ajutor, iar pasărea îi poate da eroului o pană sau îl poate duce pe aripile sale spre depărtări inaccesibile omului. Așadar, dacă e să facem o concluzie despre toate ajutoarele, observăm că și albina, și furnica, și peștele sau și racul în alte povești sunt împărați. Regina albinelor, regina furnicilor, împăratul racilor, împăratul peștelor. Deci poartă însemnele regalității, de asta și au puteri supranaturale. Și de regulă, aceste ajutoare reprezintă în concepția omului străvechi 3 stihii sau 3 puteri, 3 forțe ale naturii. Pasărea, albina, reprezintă puterea aerului. Apa este reprezentată de pește, de rac, de rație altădată. Iar puterea pământului este reprezentată de cal, de furnică. Deși uneori calul întrupează și puterea aerului, pentru că el devine cal zburător. Obiectele magice. În basme vei găsi năframe date de sfinte, de exemplu în ajutor fetelor care trec prin pădure sau voinicilor care trec prin locuri necunoscute. Și năframa aceasta se transformă scuturată în vânt în apă. Pieptenele se poate transforma într-o pădure de nepătruns care îl izolează pe eroul urmărit de urmăritor, adică de dușman. Și altă soluție pentru dușman, pentru Baba Hârca în alte povești, nu este decât să roadă cu dinții această pădure și să-i dea timp în avans eroului nostru. O cute este obiectul cu care se ascut cuțitele. Aruncată se transformă în stâncă de piatră care trebuie roasă și îl ajute pe erou să câștige timp pentru a nu fi ajuns de urmăritor. Oglinda poate arăta situația în care se află cel drag sau de alte ori oglinda aruncată în spate de eroul care fuge se transformă în apă pe care urmăritorul trebuie să o soarbă până la ultima picătură și apoi să-și continue urmărirea. Iar ghemul ajută eroul să găsească drumul într-un spațiu de netrecut și de obicei aceasta este pădurea. Haide să te provoc la niște ghicitori. Dacă ai înțeles ce este cu ajutoarele și cu obiectele magice, îți ofer niște întrebări ghicitori în 3 etape. Așadar, încalcă legile anatomice ale lumii animale și poate zbura. Ți-ai dat seama ce poate fi? Dacă nu, te ajută a doua sugestie. Știe ce este adevărata prietenie.
deci este un adevărat prieten al eroului, al voinicului. Mâncarea preferată, orzul fiert în lapte sau jăraticul. Cu siguranță ți-ai dat seama că este vorba despre cal. Mergem la cea de-a doua ghicitoare. Așadar, de baștină, este de pe tărâmul celălalt. Te-ai gândit la ce ființe sunt pe tărâmul celălalt? Rezistă la drum lung, dar și mănâncă vreo câteva vaci și vreo câteva cuptoare de pâine la un singur drum. Prâslea anume, asta i-a gătit, pentru că asta i-a cerut. Ți-ai dat seama despre ce personaj e vorba? Al treilea indiciu este relevant. Papilele ei gustative deosebesc carnea de vacă de cea mai dulce, carnea de om. Îți aduce aminte secvența când Zgripsoroaica tot cerea mâncare și Prâslea nu mai avea carne și atunci a fost nevoit să taie o bucată din pulpa sa pe care Zgripsoroaica i-a lipit-o cu stupitul ei, zice Petre Ispirescu, la loc și l-a făcut și mai voinic și mai frumos. A treia ghicitoare. Deci este Zgripsoroaica sau Pajura? Și a treia ghicitoare. Îi place vânătoarea, dar vine acasă flămând și permanent cere de mâncare. Te-ai gândit? Este un mare iubitor de prințese. Dacă ai observat, balaurii sau zmei nu fură niciodată fete de țăran, ci doar prințese sau zâine. Și scoate flăcări pe nări din toate capetele câte le are. Cu siguranță ai identificat că e vorba de zmeu sau de balaur. Și ultima ghicitoare. La prima vedere, este o simplă bătrânică. O simplă bătrânică. Sfaturile ei sunt pline de cumpătare și înțelepciune. Și nu în ultimul rând, și-ar putea sărbători onomastica în fiecare duminică. Așadar, ți-ai dat seama că e vorba de Sfânta Duminică, iar surorile ei sunt Sfânta Vinere și Sfânta Miercuri și îți arăt o imagine lucrată de Aliona Bereghici, este imaginea Alionei Bereghici din cartea Fata Babe și Fata Moșneagului. Iată așa o vede ilustratoarea Aliona Bereghici pe Sfânta Duminică. Este o imagine care îmi provoacă doar sentimente frumoase. Sper că ai trecut cu izbândă prin aceste încercări, întrebări. Ne-a rămas să vedem ce este cu obiectele pe care le-am adus. Așadar, ghemul arată drumul eroului pentru că el aleargă înaintea eroului, eroul ținând de fir și îl urmărește, trecând printr-un spațiu de netrecut. Îți aduce aminte, poate ai auzit expresia firul Ariadnei? Este legată și ea de un ghem fermecat pe care Ariadna i-a dat-o lui Tezeu ca acesta să poată străbate labirintul, ca să poată ieși de acolo. Deci firul Ariadnei este o expresie care vine din mitologia greacă, dar observăm că semnificația ghemului fermecat o avem și în folclorul românesc. Pieptenele se transformă într-o pădure de netrecut pe care urmăritorul trebuie să o roadă sau care îl oprește din urmărirea sa. Iar în ulcior am niște apă. Mi-ar fi plăcut să fie apă vie, pentru că ea este cea care îl învie pe erou, cea care dă putere, cea care îl întremează, cea care unește părțile rănite sau tăiate. Nu în ultimul rând, tendem să citești basme în continuare, pentru că ele sunt adevărata apă vie.